Cu toții analizăm în această perioadă ce am făcut bine anul trecut, cât am făcut bine și cum putem înmulți în 2024 acest bine. Împreună cu noi face astăzi bilanțul activităților grupului Tineri în Acțiune al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Marius Ștefan Ciulu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul. Marius, bine ai revenit, îți mulțumim că ești alături de noi. O să rămân și mulțumesc de invitație. Cuvântul bilanț mi-a rămas în minte din introducerea făcută. Și cred că în loc de bilanța spune că e momentul în care ne gândim retrospectiv la roadele culese până acum. Deci tot ce s-a întâmplat anul trecut evaluați în termen de roade și dacă îmi dai voie am să enumăr doar o parte din proiectele mari pe care le-ați desfășurat. 8 serii de tabără, proiectul Pelerin prin Cetatea Bucureștilor, proiectul Bătrânețe cu suflet de copil desfășurat la Cantina Socială Sfânta Filofteia, participarea la Hramul de Vară al Catedralei Patriarhale, conferințele preoțești din Arhiepiscopia Bucureștilor și evident Hramul de Toamnă al Catedralei Patriarhale unde ați fost vizibil prezenți. Da, toate acestea sunt proiecte și activități deja consacrate în rândul grupului de voluntari. Dacă ne gândim la seriile de tabără, este deja cea de a patra ediție și asta înseamnă un total de aproape 800 de beneficiari de-a lungul anilor. Numai vara trecută am depășit 200 de beneficiari. Proiectul Pelerin prin Cetatea Bucureștiului se află iarăși se va afla în acesta în 2024 la cea de-a patra ediție și ne apropiem ușor de 1000 de beneficiari de când a fost inițiat acest proiect. Iar toate celelalte activități legate de momentele importante din viața spirituală a Bucureștiului, așa cum sunt cele două momente de hram sau conferințele preoțești, le putem numi activități punctuale, dar pentru care ne pregătim la fel de intens și în spatele cărora sunt ore întregi de muncă și de coagulare a echipei și de stabilirea sarcinilor. Iar ca o paranteză, am folosit expresia de a culege roade pentru că tot ceea ce facem și ceea ce se vede este doar vârful icebergului, aș putea spune. Este încununarea unei munci de echipă și totodată este o bucurie pentru că ajungem la sufletele celor tineri pentru care ne dedicăm în activitatea noastră. Pe lângă cei tineri cu care lucrați în mod direct, în fiecare an urmăriți să aveți printre beneficiari persoanele care sunt vizate în mod direct de Sfântul Sinod prin anul omagial și comemorativ sărbătorit într-un an. Ce ați avut special anul trecut pentru anul pastorației persoanelor vârstnice și ce urmează anul acesta? Anul trecut, în mod special pentru anul omagial, ne-am adresat beneficiarilor centrelor de bătrâni în Arhiepiscopia Bucureștilor și am avut câteva vizite încercând să le oferim o alinare prin cuvânt. Și totodată am inițiat acest parteneriat cu Proteria Sector 4, mai exact cu Cantina Socială Sfânta Filoftea din cadrul Proteriei Sector 4 prin Asociația Diaconia. Am avut mai bine de 4 întâlniri cu beneficiarii acestei cantine, în care am încercat să le oferim și momente cultural-artistice, dar să și învățăm de la ei, pentru că, deși beneficiarii direcției la acestor proiecte dedicate anilor omagiali sunt cei vizați direct, beneficiarii indirect sunt voluntarii care se implică. Întotdeauna avem de învățat ceva din fiecare experiență și atunci este un câștig de ambele părți. Noi ne îmbogățim cu ceva din experiența celor care sunt vizați direct și în același timp le oferim și ceva din ceea ce noi avem mai bun. Aș tinde să spun că a fost un an greu 2023, apropierea de persoanele vârstnice, însă 2024 mi se pare și mai greu. Este anul dedicat bolnavilor. Da, este un an destul de delicat. Încă nu am conturat un plan de lucru prin care să ne adresăm persoanelor aflate în această perioadă, în acest context dificil al vieților, dar anul 2024 se anunță un an mai aglomerat și mai bogat în evenimente pentru tinerii Arhiepiscopiei Bucureștilor, întrucât pe lângă aceste proiecte deja consacrate de care am vorbit mai devreme, taberele de la fosta așezământ mănăstăresc Apostolache, dar și Pelerin prin Cetatea Bucureștilor și Bătrânețe cu suflet de copil, vom organiza, cu binecuvântarea Preafelului Părinte Patriarh, un eveniment sub egida ITO, un ITO local pentru tinerii Arhiepiscopiei,
prin care să încercăm deja să creionăm grupul activ de voluntari pentru anul 2025, când iarăși Bucureștiul va deveni gazda întâlnirii internaționale a tineretului ortodox. Pe de altă parte, ne vom implica activ și în evenimentele prilejuite de împlinirea 250 de ani de la aducerea moaștelui Sfântului Dimitrie în București. Și aici, iarăși, prezența noastră poate va fi mai vizibilă decât la alte evenimente mici și punctuale. Și în același timp am dezvoltat o colaborare cu penitenciarul Rahova. Am avut la finalul anului un concert de colinde susținut pentru persoanele lipsite de libertate de acolo, iar anul acesta deja încercăm să pregătim un club de lectură biblică. Deși poate un proiect de acest gen nu are o vizibilitate foarte mare, aduce foarte multă bucurie celor care ajung să conștientizeze că un moment de derapaj în viață poate schimba drastic parcursul vieții, nu numai propriei vieți, dar și a celor din jur, și că iertarea în același timp este dată de Dumnezeu pentru toți. Și evident că toate aceste proiecte presupun crearea unui conținut, coagularea unei echipe, identificarea resurselor necesare și așa mai departe. Deci munca din spatele fiecărui eveniment este cea care leagă prietenii, sudează prietenii deja existente, dar în același timp aduce și experiență pe lângă oboseală și toate celelalte. Ne vorbești foarte mult despre aceste evenimente organizate de voi ca grup, în grup, însă ajută-ne să înțelegem mai bine viața unui voluntar din grupul Tineri în Acțiune. La nivel personal, fiecare dintre voi, ce fel de viață are? Întâi de toate, trebuie să menționez că acest grup de voluntari funcționează ca un hub. Este o zonă, un spațiu sigur în care tineri, atât din departamentele parohiale de tineret, cât și din organizațiile de tineret ale Episcopiei, se adună la oaltă pentru a se implica în proiecte care au la bază aceleași valori comune. Și în cadrul grupului sunt persoane care desfășoară activități catehetice la nivel local în parohiile de unde provin, sunt persoane care prin cunoștințele și abilitățile pe care le dobândesc aici, prin sesiunile de formare, se pun în slujba altor comunități parohiale sau altor grupuri de beneficiari, indiferent de categoria socială din care aceștia provin. Nu încercăm să fim exclusiviști, ci încercăm să creăm o zonă, un spațiu, un context în care vocea tinerilor să fie auzită în biserică și, pe de altă parte, biserica să le acorde, să le încredințeze acea responsabilitate pentru care ei sunt deja pregătiți. Ei sunt cei care peste 5, 10, 15 ani vor deveni factori decizionali în societate. Iar acest lucru înseamnă că ei trebuie să cunoască și viața internă a bisericii pentru a putea lua cele mai bune hotărâri cu privire la complexitatea asta socială care devine din ce în ce mai agitată și mai secularizată. Cu acordul tău aș vrea să te invit și să invităm și pe telespectatori să urmărim un scurt interviu realizat de colegul nostru Antonio Cârdei cu unul dintre voluntarii Tineri în Acțiune. Este vorba despre Claudia Ilinca și să vedem exact ce înseamnă pentru ea viața de voluntar și ce presupune aceasta. Revenim! În biserică, voluntariatul nu rămâne doar pe plan social, ci este împlinit pe plan spiritual duhovnicesc. În primul rând, din punctul meu de vedere, tinerii au nevoie de anturaj și impactul anturajului asupra lor știm cu toții că este mare. Este foarte important să fie înconjurați de persoane de aceeași vârstă cu care împărtășesc valori comune. Ei bine, prin voluntariatul în biserică îi aducem împreună pe acești tineri și îi creștem într-un mod sănătos. În plan spiritual, duhovnicesc, ce putem spune? Dacă doar din punct de vedere social am putea spune că eu este în centrul acțiunii și eu sunt cel care fac anumite lucruri, dacă ne raportăm din punct de vedere al bisericii, îi învățăm de tineri să conștientizeze faptul că lucrarea nu este a omului, ci este a lui Dumnezeu, iar ei sunt mâinile lui Dumnezeu pe pământ care continuă aceste acțiuni de binefacere. Care este cel mai mare proiect la care ai luat tu parte în cadrul grupului de voluntari? Cel mai mare proiect la care am luat eu parte este Pelerini în Cetatea Bucureștilor, care anul acesta se află la a patra ediție, iar eu am participat de la prima ediție. Noi vedem doar o mică parte din activitatea voastră. Cum vă pregătiți? Cu cât timp înainte începeți pregătirile pentru orice proiect? Ceea ce se vede într-adevăr reprezintă doar finalul unui proiect.
Orice acțiune, oricât de mică ar părea, ascunde în spate o muncă de săptămâni, luni de zile, uneori chiar și un an. De exemplu, acțiunile care au loc în vară, noi începem să le pregătim de acum. Voi lua ca model proiectul pe care l-am precizat mai devreme, Pelerin prin Cetatea Bucureștilor. Deși el este vizibil publicului în vară, noi îl pregătim începând din ianuarie-februarie, prin recrutare de noi voluntari, apoi au loc sesiuni de formare, se pregătesc traseele și se fac activități practice pe trasee, apoi avem partea propriu-zisă a proiectului, cea vizibilă, și după aceea lucrurile nu s-au încheiat, urmează și o parte de feedback prin care discutăm puncte tari, puncte slabe și ce putem îmbunătăți în edițiile viitoare. Care sunt trei cele mai importante calități ale unui voluntar? Empatia, răbdarea și dragoste. Cu ce rămâne un tânăr în urma activităților desfășurate în cadrul grupului? În urma unei activități, cred că orice tânăr rămâne cu bucuria de a fi împreună. Este un adevăr că orice activitate are frumusețea ei, dar și provocările ei. Important este să trecem peste aceste provocări prin întrajutorarea reciprocă, prin discutarea situațiilor apărute cu cel care este responsabil de proiect, cu colegii de echipă. Și după ce trecem peste aceste piedici, să le spunem, constatăm că suntem mult mai împliniți, că am dobândit prieteni noi și cunoștințe noi. Am revenit în platou alături de Marius Ștefan Ciulu. Marius, aș vrea să îți pun o întrebare puțin personală. De cât timp faci parte din lumea aceasta a voluntariatului în Arhiepiscopia Bucureștilor? Activitatea mea de voluntariat a început încă din primul an de facultate. Asta înseamnă 2008, atunci când am luat contact cu ASTU, Asociația Studenților Teologi Ortodoxi. Ulterior am devenit președintele acestei asociații. Am avut o perioadă de întrerupere cât am fost plecat la studii în Germania. În 2016 am revenit în țară, am lucrat 9 luni în cadrul sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române și în acest context am fost direct implicat în organizarea întâlnirii internaționale a tineretului ortodox din București de la acea dată. Apoi am părăsit iarăși cumva zona administrativă pentru a-mi definitiva studiile cu o teză de doctorat susținută în Germania. Iar din 2019 sunt iarăși implicat în proiectele de voluntariat și de tineret din viața bisericii. Vorbim de o perioadă de 15 ani, s-au schimbat mult generațiile. Cum sunt tinerii cu care lucrezi astăzi? Tinerii au același entuziasm ca acum 15 ani, însă nevoile lor directe s-au schimbat pentru că societatea s-a schimbat. Dacă acum 15 ani nu simțeam atât de puternic impactul secularizării în societate, acum influențele din zona asta extra-eclezială sunt din ce în ce mai puternice, iar tinerii au nevoie de implicare acolo unde se simt util și unde te poți simți mai util decât în biserică, unde prin a te pune în slujba aproapelui, de fapt, răspunzi chemării Mântuitorului de a te face tuturor toate. Practic, aceasta este cea mai mare nevoie pe care le-o acoperă grupul Tineri în Acțiune? Pe lângă nevoia de socializare, de implicare, de răspundere, activitatea de voluntariat în biserică dobândește un sens mai deplin. Pentru că are o perspectivă eschatologică, nu se rezumă doar la o simplă formă de activism social, ci are un sens mai profund în crearea comuniunii reale între oameni. Poate face parte oricine din hub-ul acesta al vostru? Cum vă pot găsi cei interesați să dea o mână de ajutor sau pur și simplu cei care doresc să se simtă utili? Ne pot găsi la biroul sectorului învățământ și activități cu tineretul sau pe social media Tineri în Acțiune. Suntem prezenți și pe Facebook și pe Instagram și răspundem destul de repede. O să vă urmărim și noi tot anul acesta și te mai așteptăm în platoul jurnalului Trinitas pentru alte detalii. Cu drag și mulțumesc de invitație!